RegioStars este competiția anuală organizată de către Direcția Generală Politice Regionale și Urbane a Comisiei Europene încă din 2008. De-a lungul anilor, evenimentul a devenit eticheta de excelență a Europei pentru proiectele finanțate de către Uniunea Europeană. Anul 2023 este anul de reînnoire și relansare a competiției. Activitățile de cooperare transfrontalieră dintre România și Serbia au fost recunoscute profesional la cel mai înalt nivel în cadrul filialei competiției RegioStar 2023, în data de 16 noiembrie, o competiție dedicată celor mai bune proiecte finanțate de Uniunea Europeană care demonstrează impactul și incluziunea dezvoltării regionale, confirmând acțiuni pozitive realizate de echipele de proiect pentru a aduce schimbări valoroase în cadrul comunităților locale pe care le reprezintă, dar și pentru a inspira alte proiecte din toată Europa. Elisa Ferreira, comisar european pentru coeziune și reforme, a acordat premiul câștigător RegioStar 2023 la categoria O Europa mai verde. Proiectul RORS 337 cu sloganul Din mine în râuri, gardienii apelor, finanțat în cadrul programului Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia. Elisa Ferreira a felicitat partenerii pentru impactul proiectului lor și replicabilitatea acestuia. În cadrul acestui proiect, trei parteneri, Universitatea de Vest din Timișoara, Grupul Ecologic de Colaborare NERA din Cara Severin și Universitatea de Metalurgie și Mine din Bor, Serbia, au realizat cercetări și campanii de conștientizare pentru a oferi soluții privind reducerea gradului de poluare cauzat de activitățile de minerit și pentru a restabili atractivitatea naturală a zonei de frontieră. Anca Lolescu, director executiv BRCT Timișoara, a exprimat de asemenea bucuria și mândria pentru recunoașterea eforturilor depuse de echipă în implementarea acestui proiect, care a fost desemnat câștigător în cadrul competiției RegioStar 2023. Activitățile de cooperare transfrontalieră dintre România și Serbia au fost subliniate ca exemplu de excelență în abordarea problemelor regionale și în promovarea dezvoltării durabile. O abordare integrată și colaborarea strânsă între partenerii de proiect pot avea un impact semnificativ în domeniul protecției mediului. Prin acest premiu, proiectul RORS 337 și persoanele implicate au primit nu doar validarea eforturilor lor, ci și oportunitatea de a-și împărtăși bunele practici cu alte proiecte din Europa.